astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al eucaliptului. Eucaliptul este un arbore originar din Tasmania, dar este cultivat și în regiunea mediteraneană și în Asia. A fost descris pentru prima dată în 1799 de către botanistul francez Jacques Labillardier, când l-a descoperit pe coasta de sud-est a Tasmaniei. În 1962, Eucalyptus globulus a fost proclamat emblema florală din Tasmania. Este un mare consumator de apă, fiind cultivat atât în scopuri ornamentale, cât și pentru asanarea terenurilor mlăștinoase. Trunchiul său poate crește până la 60-100 de metri înălțime, cu o alungire anuală de până la 10 metri în primii 80 de ani de viață. Frunzele tinere sunt poziționate în perechi opuse de culoare verde-albăstrui și au o suprafață cerată. Frunzele adulte sunt de culoare verde, verde închis, cu aspect lucios și au formă de seceră. Florile sunt albe sau crem și produc cantități mari de nectar, iar fructele sunt lemnoase și au un diametru de 1,5-2,5 cm. În flavonoide liposolubile, taninuri, rezine, cumarine, ceară, piperi, tonă și mai ales ulei eteric aromatic cu miros puternic foarte plăcut. Uleiul brut se obține prin distilare cu vapor de apă din frunzele proaspăt sau parțial deshidratate. Frunzele de eucalipt au efecte antiseptice, bactericide, antifungice, antivirale, antifebrile, expectorante, sudorifice, astringente, hemostatice, cicatrizante, emoliente, antiasmatice, digestive, aperitive, antinevralgice, antireumatice și antisalmonelice. Foarte multe medicamente folosesc eucaliptul în tratarea bolilor respiratorii, bronșite, tuse convulsivă, pleurezie, dar și în gripă, răceli și sinuzită. Poate fi găsit în siropuri, pastile, uleiuri de masaj și uleiuri volatile. Frunzele proaspete pot fi folosite pentru ceaiuri și gargară pentru calmare a gâtului inflamat și pentru a trata bronșita și sinuzita. În bolile sistemului nervos, eucaliptul are efecte calmante asupra stărilor emoționale intense și crește capacitatea de concentrare. Are efecte înviorătoare asupra corpului în caz de oboseală, migrene, dureri de cap sau astenie. În aceste cazuri este indicat ca uleiul să fie pus în baie, saună, candele sau pur și simplu un masaj în zona frunții și a tâmplelor. Poate fi folosit pentru a trata cistita prin folosirea băilor în care se pun 2-3 picături de ulei de eucalipt. În bolile aparatului digestiv, uleiul are importante proprietăți astringente datorită taninurilor și efecte vermifuge contra viermilor intestinali, precum și acțiuni antimicrobiene, în caz de diaree și dizenterie. În diabetul zahărat este indicat decoctul din 15 grame frunze uscate la un litru de apă și se consumă de-a lungul zilei. Pe piele, uleiul de eucalipt este utilizat pentru a trata artrita, furunculele și rănile, iar combinat cu lămâia, ține căpușele la distanță. Uleiul de eucalipt stimulează circulația sângelui de la nivelul scalpului, având efect antifungic, distrugând bacteriile, îndepărtând mătreața și ajutând la rehidratarea scalpului. Acesta oferă părului mai multă rezistență, elasticitate și strălucire, prevenind căderea acestuia. De asemenea, uleiul de eucalipt este bogat în cineol, un antiseptic care ucide bacteriile care pot cauza respirația urât-mirositoare. Poate fi găsit în unele ape de gură antiseptice alături de alte uleiuri de mare ajutor în prevenirea plăcii și gingivitei. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că eucaliptul nu trebuie utilizat concomitent cu medicamente hipoglicemiante. De asemenea, uleiul esențial poate provoca probleme renale dacă este administrat intern. De asemenea, cineonul din ulei le poate induce copiilor convulsii. Eucaliptul este contraindicat copiilor sub 3 ani, gravidelor și femeilor care alăptează sau persoanelor cu afecțiuni digestive sau hepatice.